Pentru unii, vacanța deja a început, iar alții abia-și fac planuri pentru mare sau munte. Voi unde plecați? Vara aceasta, nu știu, mă gândesc tot aici prin oraș sau să mă duc la o bază de odihnă, nu știu, ceva aquapark-uri care sunt la noi. Și cu cine vei pleca? Cu prietenii, cu prietena, cu familia, de ce nu? Vara la serviciu muncesc, dar cred că în toamnă, într-o 2 jumătate lunii septembrie, voi pleca la mare. Și cam ce sumă de bani cheltuiți? Foarte depinde de unde dorim, în care direcție dorim să luăm cu odihna, dar cred că nu mai mult de 1000-1500 de euro. Eu sunt acasă în concediu postoian, toată vremea, eu sunt la pensie. Nepoții își duc după graniță. Nu vin în vizită. Nu vin în vizită la dumneavoastră. Om nu vin, numai și ei se duc. Vin, postoian nu vin. Cu odihnă, unde putem noi cu banii noștri să ne ducem, pensionare. Noi suntem bucuroși aici, măcar putem să trăim. Nu, într-atât am lucrat ca să ne odihnim. Mai avem de lucru, nu avem ca să ne odihnim. Asta e situația. Vara aceasta am planificat să merg posibil la tabără, să mă distrez cu prietenii și să petrec mai mult timp cu rudele mele din orașe sau sate îndepărtate. Scotem roți, reparăm roți. Ia uite, vezi? Aici e și mare, aici e și neagră, tot. Tot pe loc. Aici e și odihnă, aici e și lucru. Și cât e bilet costă la mare? E degeaba, încât să achită ție. Nici la mare, nici la munte. Am acasă de lucru, de pe așa zis în substanță, cred că buruienii găs mai mari decât casa. Poate ne poți să vă vin. N-am nepoți. N-am nepoți. Toată vara am de gând să lucrez la tabăra de vară din Soroca. Dar pentru odihnă ceva ai planificat timp? Nu. Нету денег где-то отдыхать. Нету денег. Так что я тут, в Сороках. 20 лет назад была на море. Даже больше, наверное, 40, а не 20. Dacă ați avea posibilitatea să plecați undeva, unde ați pleca? Voi, cred că la frați, la români. Asta e situația. Mi-ar plăcea să merg foarte mult în Grecia, Turcia și o țară din Asia, Coreea. Aș pleca cu prietenii și cu familia mea. La Crâm. Da. Crâm, Ialta, Artec, Gurzuf, locuri cele. Nu, parte nu. Eu mă duc pe mine copiii, mă duc și prin România și prin Turcia și mai în scurt m-au primblat și la munte și la mare și pe tot locul. Dar am gata, eu nu pot merge, tare greu mă argat de la magazin, m-am odihnit acolo și apoi m-am așezat aici și acum mă duc la spital. Nu, la more bă, я съездила на 10 дней, съездила бы. Или в санатории где-нибудь. Если бы были деньги, если бы была путевка, конечно. А так что, где? Я на свою пенсию, к сожалению, ничего не могу себе позволить. Пенсия 3000, что можно себе позволить? И из которых услуги 600 лей. Что мне остается?